Dragi prieteni, acest video este unul deosebit. Acest video este unul care chiar va dăinui în timp. Și când spun timp, mă refer la un termen de, să zicem, 5 ani. Și eu nu vreau acum să mulțumiți pentru el, eu vreau peste 5 ani să veniți, să vă apropiați, să-mi strângeți mâna, să-mi salutați sfârcul dacă vreți și să mulțumiți pentru acest video. Pentru că acest video, eu promit, acest video vă va face mai fericiți, mai puternici și mai bogați. Mai bogați nu doar spiritual, dar și financiar. Pentru asta urmăriți până la capăt să vedeți în ce constă lecția, în ce constă doza de lumină și adevăr care se va năpusti peste voi la finalul acestui video. Pentru început vă reamintesc despre o știre care a apărut în vizorul meu în luna ianuarie. Pe 22 ianuarie vă se zică aflu următoarele. În ședința de astăzi noi am decis că pentru fiecare copil în fiecare lună familiile în Republica Moldova să primească câte 200 de lei până la vârsta de 18 ani. Pomană electoral, ia mai du-te tu de aici! Ați început voi să strociți pe Facebook negrități și urățenii în adresa nu doar a Partidului Democrat, dar și a liderului Vlad Plahotniuc. De ce ați făcut? De ce? De ce orbește ați lovit în mâna care v-a întins ajutorul? Pentru că nu v-ați gândit. Iar eu vouă acum vreau să vă arăt o legătură puternică între acești 200 de lei din știre și ceea ce am spus anterior. Secretul, cheia, calea voastră spre succes, fericire și bogăție. Pentru asta mergem acum la Leova să urmărim un scurt moment. Atenție la ecran. Și pentru că nu toate drumurile din Leova sunt reparate, Andrean Candu a ajutat o mămică să-și plimbe copilul cu căruciorul. Andrean Candu a ajutat o mămică să-și plimbe copilul cu căruciorul. Eu risc să presupun că unii dintre voi, tineri fiind, care încă nu aveți poate familii, sau care poate deja aveți familii, un copil, doi, mai mulți, gândiți despre Republica Moldova ca despre un stat în care confortul social nu este tocmai satisfăcător. Probabil vă gândiți la Republica Moldova ca la un stat în care nu este tocmai sănătos, bine, secur să faci copii. Dar uite că într-un asemenea stat pe care voi îl criticați, într-un asemenea stat, guvernarea nu doar repară drumuri, dar și acolo unde nu reușește să-ți repareți, ia drumul, prințesă și ești tu din Frozen. And I'm right, like the break of the... Let it go. Go. Andrean Candu, președintele Parlamentului, vine să împingă un cărucior de mămică, îngerul păzitor, salvatorul, atunci când îi hop, 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 groapă. El apare, nu doar în vis, el apare și în realitate. Dragii mei, eu am văzut acest episod la Publica, știind că Publica este un post de televiziune care ne informează corect, complex și nu ai ce cere mai mult de la ei. Am zis că, băi, totuși ar trebui să fie o bucată de video mai amplă. Aș vrea să aud despre ce se discută între Andrean Candu și această doamnă. Și am găsit. Am găsit chiar pe pagina lui Andrean Candu, acolo unde... Apropo, am remarcat probabil din greșeală. Din greșeală. Eu nu pot comenta. Am fost blocat. Nu știu, s-a comis o eroare. Nu înțeleg de ce. De fiecare dată scriu doar mesaje de laude. Așadar, urmărim un episod într-un video nu tocmai calitativ din punct de vedere al sunetului, dar noi să urmărim bucată cu bucată și eu o să vă ajut să digerăm mai ușor mesajul. Atenție! Sperăm la ceva bun, trebuie să spun. Suntem acum în apartament, suntem patrioti. Vrem să rămânem în țară, vrem drumuri bune, vrem pentru copii un viitor. Vrem să rămânem în țară, vrem drumuri bune pentru copii un viitor, explică această doamnă, care se consideră patriot al Republicii Moldova. Andrean Candu ascultă și intervine. Plin de sens și substanță. Nu poți să spui că vorbește apușoară. Omul ăsta, el chiar cunoaște câteva substantive în limba română. Grădiniță, școală, locuri de muncă pentru copii. Deci vorbește sensul omul. Și mai departe, cu ce continuă? Proiecte care presupun protecția copilului. Adică așa este cu 200 de lei. Da, poate 200 de lei pe lună nu e așa de mult. Dar la 3 copii deja 600. 200 de lei, poate nu e așa de mult. La 3 copii deja 600 de lei. Voi probabil acum începeți să aprindeți lumânările, să scoateți pitărțele de pe buzunare și să vă gândiți că amuș, amuș o să fie salutul. Răbdare, răbdare, încă puțin, nu a rămas tare mult. 600 de lei în fiecare zi, dacă puneți în fiecare lună de parte, de care... unde locuiți?
200 de lei poate nu e mult, dar la 3 copii riscăm să presupunem că această doamnă are 3 copii sau wishful thinking, Andrean Candu îi dorește 3 copii, maladeț, 600 de lei la 3 copii, deloc nu-i puțin și dacă îi pui în fiecare lună deoparte, banii pentru copii, pentru ce să meargă la copii, îi pui deoparte. Dacă pui acești bani deoparte, nu a încheiat Andrean Candu cu ceva concludent, ceva plin de sens care putem spune ia ca și-o zis el, dar hai să facem o matematică simplă ca să fie tuturor clar. Andrean Candu anul trecut a prânit 4,7 milioane de lei. Hai să zicem că asta e patalocul, e că trebuie să ajungi în viață la acest rezultat, să ai 4,7 milioane de lei. Și gata, ești un om bogat, nu doar spiritual, dar și financiar. 4,7 milioane de lei împărțit la 200 de lei. Așadar, 23.500 de luni împărțim la 12, asta e 1958. Huinea, 1958 de ani ca să ajungi la banii pe care Candu i-a adună. Dar noi ne amintim și-a spus Candu, dacă ai 3 copii, aduni 600 de lei. 652 de ani, dragii mei. 652 de ani deja. Nu, blin, unii tot ar zice că e mult. Ok, să zicem. Deci cu un copil, 200 de lei nu e mult. 600 de lei cât de cât e ok. Dar oricum trebuie să aștepți tare mulți ani să ajungi la 4,7 milioane de lei. Dar eu am o idee. Și ar fi dacă tu, mamă, tată, familie tânără, ai avea 333 de copii. Facem matematica asta, împărțim 652, împărțim la 111. Nu, unii e 5 ani și o leacă. Deci în mai puțin de 6 ani, tu poți avea averea lui Andrean Candu în milioane de lei cash pe care el anul trecut l-a prânit. E simplu, realizabil, cu doar 200 de lei pe lună. Și gândește, 200 de lei pentru copil e ceva, dar dacă ai 333 de copii, rezultat nalițo. Dragii mei, unii o să spună că îi rup din context, alții o să spună că trag concluzii pripite, dar credeți-mă, eu acest model sunt gata de pe acum, nemergând la culcare, sunt gata de pe acum să-l pun în aplicare, sunt gata să-l încerc. Și vreau și voi să vă alăturați acestei mișcări. Hai să facem posibil ca această cifră de 333 de copii per familie să fie una reală și într-adevăr familiile tinere din Republica Moldova să înceapă să zăjăvească, să înceapă și ei să devină milionari. 200 de lei puțin, dar la 333 de copii deja se adună. Distribuiți acest video la cât mai mulți prieteni care poate încă n-au familie, dar se pregătesc să aibă sau poate iaca au născut și se pregătesc să meargă la alegeri, dar încă nu știu pentru cine și această informație prezentată aici o să vă ajute să înțelegeți. V-am pupat, v-am cuprins, vă doresc numai bine și hai să ne auzim peste 5,8 ani. La revedere! Eu vreau să vă spun că dacă Partidul Democrat câștigă, noi îți dăm la fiecare copil până la 18 ani pe 200 de lei în fiecare, în fiecare lună. Și eu sper că asta să fie de ajutor. Ne gândiți mai să vine. Deci, asta, eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc succes și rotați. Pentru că eu am dat pensiune, cu speranța. Dar la pensie ulea că ați permit să ne ajutor acum? Da, 10%. 10%. Dar 600 de lei ați permit? Am primit. Dar să-mi permit să ne 600 de lei încă și până la Paște. Și dă Domnul Sfânt sănătate ca să ne întâlnim cu dumneavoastră la 100 de ani și de un pahar de vin. Ce să vă dea dumneavoastră? Sfie, Dumnezeu. Sănătate. Sănătate. Mersi mult și succes, la revedere.